Suporterii lui Poli au luat locul lui Moș Crăciun pentru o zi. Au pus mână de la mână și au cumpărat cadouri pentru mai multe familii nevoiașe din Timiș. Sincer, când văd acești copii, mă doare sufletul. Sunt copii foarte săraci. Cred că, nu știu, trebuie ajutat și mai mult, nu numai cu aceste cadouri. Trebuie să se ajute și altcineva, pentru că ce case, ce case au, poate nici n-au căldură, dorm prin frig. Chiar îmi pare foarte rău. Aproape 50 de familii din 9 sate s-au bucurat de mărinimia fanilor. Ei le-au oferit haine, jucării și alimente, iar clubul a contribuit cu produse promoționale. Copiii au promis că vor deveni fani Poli, iar unii au arătat că sunt deja. E o acțiune gândită foarte bine de Galeria Timișoare, pentru că, cum ați văzut și dumneavoastră, sunt copii foarte, foarte săraci, care cred eu că dacă nu veneam noi să le aducem niște pachete, poate de Crăciun nu primeau niciun pachet. Este pentru cel de-al doilea an consecutiv când Asociația Suporterilor Drucheria oferă pachete cu cadouri familiilor sărace în preajma Crăciunului.